Așa cum știm, vineri în gală s-au făcut nominalizări în rândul băieților, iar după citirea acestora apăreau contradicții. Pentru început, în direct. Tatonează, fuge, nu e curajos. Mamă, ce vorbe! Păi ăsta este adevărul. L-ați auzit cum vorbește? Păi. Nu este Albert cel care vrea să se afișeze. Și asta ți-o spun acum pentru că mi-ai răspuns anapoda. Păi nu e vorba de asta, bro, dar... Nu ești... Că... Și lasă asta că cu bro, faci... că nu e cazul de bro. Nu contează, vorbesc cum vreau eu. Tu faci anumite alegeri și anumite vorbe pe care le spui, vezi că au mult mai multe înțelesuri. Dacă nu le înțelege toată lumea, îți promit-o că o să fac să se înțeleagă pe viitor. Contradicțiile au continuat și după finalul emisiei, când și Alexandru se arăta nemulțumit de votul lui Cristian. Poate sunt eu paranoic? Da, bă, de eu nu ți-am făcut absolut nimic. Doar l-ai aruncat pe Albert în cursa de eliminare cu mine. Atât ai făcut. Nu. Prietenia mi s-a demonstrat... Ce treabă am eu cu... În două părți. Și asta contează. Păi ce treabă? În rest, suntem concurenți. Strict de ce vorbești. Atâta tot. Și ce vorbești? Vorbești păi când? E vorba că să fim sinceri și asumați tot, dacă toți suntem toți. Așa. Se știa faptul că ești deja în cursă de eliminare, da? Și el se deducea faptul că persoana care o să fie votată o să intre în cursă cu mine. Nu? Așa, și eu ce fac? Îl votez pe Vlad care e într-o cunoaștere? Nu, bro, votez și ea ce simți, eu nu-ți influențez votul. Păi eu asta simt. Eu așa o gândesc. Păi bravo, și eu asta simt. Ce ai simțit? Eu asta simt. Ești tu? Ești... Ești... Mersi, Cristian. Mă bucur că ai făcut ceea ce ești, simți, ești, bro. Ești doar tu cu Albert sau ești doar tu cu Vlad sau ești doar... Nu, no, Cristian, dar Albert a fost în top de când a început emisiunea asta. Știi? Ce zic? Bă, dar nu înțeleg, de ce mă trageți pe mine, frate? Te-am doar să răspund. Am venit la tine să zic ceva, Cristian? Înțeleg. Și el și tu mă tragi, adică... Ce te-am doar să răspundere? Am venit la tine, ți-am făcut, Cristian? Când o să doresc să trag pe ceva la răspundere? Eu votez pe cine simt eu, mă, pe cine vreau eu. Că s-a zis pe aici în casă că, domne, că eu niciodată nu o să dau într-o cunoaștere sau într-o relație sau într-o cunoaștere care duce la o relație. Și s-a votat Vlad. S-a votat Vlad, da. Păi atunci nu-mi scoateți mie. Păi atunci nu-mi scoateți mie ochii. Nu-mi scoateți mie ochii. Ca tu să-mi zici mie să-mi bați obrazul de jos de acolo, Albert, înțelegi? Cine ți-a votat mă zici tu că ce faci, că cum faci, că de-acum o să vorbesc, că o să zic că astea, că... Păi da, frate, ți-am zis strict părerea mea, ok? Și în momentul în care... Părerea mea și exact ceea ce simt o să zic, frate, și ceea ce văd. Ok? Și ce ți-am zis greșit? Și ce vezi? Păi și ce ți-am zis greșit? Păi și ce că nu înțeleg. Care e problema? Cum ți-ai exprimat tu opinia, așa mi-am exprimat și opinia. Bă, că începe să vă dați la mine. Nu, e vorba, știi care e faza? Care? Nu mă deranjează că m-ai votat. Așa. E vorba ce spui. Și ce spun? Ce spun? Ce se întâmplă? Adevărul. Că fugi, adevărul că ai fugit nu... de fiecare dată. Am spus ce am spus, nu ăsta e adevărul? Nu e adevărul că ai fugit de... Nu, frate. Cu ce am fugit? Cu ce am fugit, frate? Omule. Ai fost aici la situație, da? Omul a venit direct așa, pe da. Una. Omul a venit direct pe fată. Așa. Așa. Liviu... Am văzut că n-a mers, a avut frate. Curajul așa. Să intre în altă relație. Okay, eu și... la mine n-am mers, da? Așa. Am intrat într-o altă relație. Așa, și la mine... M-am deschis okay. Total să cad acolo jos, să plâng și ce-am mai făcut okay, eu. Așa. Da? Vlad a venit, este într-o cunoaștere, se vede că îi place de fata aia, dar fata aia se lasă puțin mai greu, că na, așa e ea și e foarte bine și în felul ei, da? Unde ești? Okay. Unde ești și... în ecuația asta? Ok, și eu ce-am făcut, frate? Da. Ok, zici ce ai făcut, hai, vorbim ce ai făcut. Am încercat cu fata respectivă, nu s-a putut, s-a văzut destul de clar situația okay. Care a fost, așa. Da, a spus-o așa. Și ea. La fel, cu următoarea, cu Adriana. Am încercat, pur și simplu a zis fata că nu simte, nu că nu am vrut eu. Ok. Și situația care a fost cu Ionela s-a văzut destul de clar. Da, ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Cu ce am greșit eu? Că am făcut ceea ce cu am simțit? Cu ce ai greșit, frate? Pentru că... Cu ce? Hai să zic o chestie. Nu am greșit. Din punctul meu de vedere, nu am greșit cu nimic, bro. Ok? Și nu, eu n-am o problemă. M-ai votat. Dar care este problema ta la ceea ce fac eu și păi cum simt eu? Păi, dar nu-i problema, eu? Dar tu cer păi mie... Păi, nu, cum ai zis tu acum, nu. Bă, cum ai zis tu acum, eu nu ți-am cerut păi asta nimic. Făcut. Am fost... Nu am făcut, frate, nimic. Bă, am făcut, bă, am făcut fii atent, ceea ce am simțit, bro. Bro și nu trebuie să mă justific în fața ta. Băi, frate, de câte ori ai lălăit-o tu? Cu ce am lălăit-o, mă? Păi dacă e să o luăm așa, ai lălăit-o tu, frate, foarte mult. Când? Eu nu. Îți zic sincer. Îmi pare rău. Și dacă e să o mai dăm așa... Îmi pare rău, băieții, mă, că am văzut Cristian, știi ce zic? Da, cum zici tu. Și dacă e să o vedem așa, vii și după... După ce? După ce zici anumite lucruri, te duci și...
vorbești. Ce vorbesc, mă? Și cred că mie mi-e de ajuns, frate. Eu am văzut destule lucruri la tine. Faci semne și după aia te duci și vorbești cu fata. Știi? Adică ai avut dar dacă țineai așa de mult la Antonia, cum zici tu. Da? Hai să o dăm și pe asta. De ce nu te-ai dus, frate, dacă ai plâns aici și ai suferit atât de mult? Trebuia să te duci din prima seară, frate. Eu o vreau pe Antonia înapoi, nu? Ai stat și ai lălăit-o o săptămână întreagă. Că stai să văd, că nu știu ce. Nu, frate, eu zic, nu. Nu are nicio legătură. Acum încerc să te scoți. Vrăjeala asta ta. Asta, vrăjeala asta ta. Eu nu halez pe asta, înțelegi? Stai liniștit. Degeaba zici tu și încerci să dai în alții, când ar trebui să te uiți un pic mai mult la tine, știi? Stai liniștit. Eu nu am ce treabă. Stai liniștit. Văd lucrurile așa. Eu mi-am văzut de treaba mea. Stai liniștit. Și n-am avut nicio treabă cu tine. Calmează-te puțin. Dacă și începe așa, nu mai dați în spectacol. Dacă începe așa, eu nu mă dau un spectacol, bradere. Nu mă dau un spectacol, bradere. Eu de ăștia am văzut ca tine, crede-mă. În emisia de vineri seara, Albert a spus iar că l-au deranjat argumentele pe care le-a adus Cristian după votare în ceea ce îl privește. Nu mi s-au părut ok argumentele. Nu cred că și aveau rost. Din partea cui? Din partea lui Cristian. Consider că lor le este frică de tine, tocmai de aceea au ales să te voteze? Din anumite puncte de vedere, da. Tu nu ești un jucător pentru marele premiu. Păi din contră, nu ai cum. Nu ești într-o relație. Sau crezi că au luat în calcul ideea că dacă mâine tu te-ai hotărât să ai o relație, ai putea să recuperezi rapid teren în fața lor? Da. N-are de ce să-mi fie frică, așa cum am spus și susțin în continuare. Eu n-am venit aici pentru marele premiu sau să visez sau să sper. Am venit din dorința de a cunoaște, apoi de a mă cunoaște pe mine, să văd dacă pot să îmbrățișez această experiență. Mă bucur că pot să îmbrățișez și mai departe vom vedea ce va urma. Dar conflictul dintre Albert și Cristian părea departe de a fi aplanat. Eu sunt prins aici. Hai, sunt aici. Sunt prins. Hai, trebuie să vină aici, știi? Da. Și cam atâta. În momentul în care a venit Antonia aici, pentru mine e de ajuns. Nu mai întrebă altceva. Descoateți asta din cap. Frică cu aia, că dacă aș fi vrut, știi, de când eram de mult. Și știi cum eram? Poate nu, poate eram singurel așa ca tine. Da. Păi da, așa ai ajuns, bro, și văd că îți place situația asta, că se vede. Ce? Crede-mă, se vede că îți place situația asta să fie așa. Cum? Uite așa, cum zici tu. Să te mint? Îmi plac amândouă, ce crezi? Păi, se vede. Îmi plac amândouă. Înțeles că dacă era să fi vrut de la început, cum zici tu, să vin Antonia, se vedea de mult, nu trebuia să te lași. Sau să te împingă cineva foarte, foarte mult. Nu m-am împins nimeni, stai. A, da, uite, unul, uite, doi. Nu m-am împins nimeni uite, de la spate. Doi. Stai, uite, ți-am zis și eu aseară o dată. Cristian, e destul de matură să vă dați socoteală, să-ți demonstreze ție ce trebuie să fac. Uite, doi. Colegul tău de facultate, așa, te susține. Colegul meu de facultate cu care am cam avut 2, 3, 5 contradicții pe aici. Nu știu, colegul meu de facultate, știi, n-a fost acolo. Și nu e. Nu mă privește. Dar port un dialog cu el. Nu am treabă cu tine. Dacă ești avocatul cât lui... Cât ești pe trasă, dacă că ești sunt avocatul aici Liviu și toți putem să purtăm cu vreo. Ce nu ține de tine, nu cred că are rost să... Lasă că și tu n-ai băgat în gura ta fără să avem cuvintele noastre. Poftim? Și tu n-ai băgat în gura ta fără să nu ai să ne spunem cuvintele noastre. Eu? De câte ori am venit la tine să... Ai spus cuvinte pe care eu nu le-am rostit sau nu le-am făcut, doar că m-ai băgat în dialogul tău cu cuvintele tale. Eu am spus doar ceea ce a fost, bradere. Păi, dar tot ce a fost, de fapt, nu prea a fost ca să mă bagi pe tine în dialog. La multe lucruri mici, care dar au ai adăugat, vorbe să fii. Ce conflict au mai fost pe aici între mine și tine, cum ar veni, au fost de la tine. Inițiate. Toate conflictele au plecat din gura ta, că dacă tu nu vorbeai mai mult decât trebuia să vorbești, tu nu poți neuta ta cap. Ce era, nu, păi ce ai început, ai început tu. Nu, ce am început, eu nu am început nimic, ai început niciodată. Tu n-ai început nimic niciodată. Dacă zice cineva ce să faci prin casă, așa, trebuie să vii cu un argument. Că de ce eu? Că de ce fac eu? Păi e când vorba nimeni de nu comentează. Respect. E vorba de respect, tu ești omul de respect. Tu acum aduci subiectul spre iară oale și tigăi. Și dacă da, e mă, să vorbim asta. Despre asta, păi asta duci tu. Tu nu ești omul să vorbești de respect pentru că tu nu dai respectul tău. Cum, atât de frate, mult încât noi să-ți respectăm. Atât timp cât eu mi-am făcut treaba și ți-am lăsat tot exact cum trebuie, am pretenția ca și din partea ta să vină același lucru.
Se pare că Ștefan îl înțelege pe Cristian în conflictul cu Albert, plasându-se în tabăra lui. Da bine, mulți n-au finețea, frate, n-au simțul ăla, știi? Adică... Vorbim, dar hai să nu ne băgăm, frate, vorbe în gură și vrăjeli și... Păi normal, ai tras tu cu mine, ai stat tu cu mine la masă, ai acoperit cu mine, că mi-a fost mie greu sau vorbim de dragul de a vorbi așa? Să nu, că nu-i cazul de așa ceva. Îți discut dacă îți discut, ce am văzut la tine, Ștefan. Nu? Normal. Atât. Nu vin să-ți inventez, să ai, că unde mai e și demnitatea mea până în altă. Păi, zic, unde mai e? Că sunt un păcălici, un mincinos. Unde e șmecheria? Nu e nicio șmecherie. Bun, așadar mare supărare. Albert, ca să înțeleg, tu te-ai supărat că Cristian te-a nominalizat sau te-a supărat argumentația pentru care a făcut-o? M-a supărat argumentația care, după părerea mea, nu își avea rost. Care oricum nu este adevărată, dar nu vreau să o mai... Adevărul știi cum e, e da, subiectiv. Da, o să se vadă, da, și chestii. Dar nu vreau să mă mai încarc cu energii negative de gen. Eu așa am ajuns la concluzie. Da, uite, v-am găsit pe toți zen, ce să zic, da, că-s mai zen ca mine, care a venit din vacanță. Păi a fost la noi sărbători. Ce spui? Au fost și la noi sărbătorile de Paște. Au fost? Mă bucur, da. Dacă va fi cazul, voi vorbi exact ce trebuie. Păi nu ce trebuie, ce simți? Cum adică dacă va fi cazul? Eu te-am întrebat acum, am văzut o situație. Telespectatorii nu au fost cu voi sâmbătă și duminică și cumva știți că asta e regula. Ia datăm luni când ne întâlnim, analizăm ce s-a întâmplat peste da, weekend. Da, cred că am spus destul de clar acolo în conversația cu băieții, fix ceea ce am simțit și ce am văzut și ceea ce cred. Dar tu, printre altele, ai spus că el nu și-ar fi dorit ca Antonia să se întoarcă în casa Mireasa? Da, asta este părerea mea, pentru că am observat tot parcursul lui în acea săptămână și cum a fost în live, când nu părea, din punctul meu de vedere, nu părea că și-ar dori să vină înapoi. Așa mi s-a părut mie. Și toate lucrurile pe care le-a făcut în casă. Dar ce anume din ce a făcut și ce a spus te-a dus pe tine la gândul acesta? Pur și simplu, în casă, în loc să se ducă el, cum a zis, că simte și că vrea, că iubește ceva de genul, așa. În loc să se ducă el să facă acea deci cerere la Antena Play. Asta. Cum poți să... Păi cum n-ai spus? Că ai spus și acolo. Am zis eu, te iubesc vreodată. Cum că poți ții la ea, că păi ții la ea. Păi se deduce. Păi se deduce, bro. Cum poți să deduce? Cum poți okay. să minți că ții la ea? Că ții la ea? Ăsta e un argument. Hai de veri, lasă-mă cu vrăjeala asta, pe bune, mă lasă să vorbesc. Veri, nu suntem veri și nici bro, cum ai spus okay. acolo. Ok, vorbesc cum vreau eu, nu am o problemă. Dar de unde vii cu vrăjeile astea? De cer, păi mă lasă să vorbesc sau? De cer tuturor să le argumentăm pe deci, aici. Asta este vrăjeala lui, când vorbește cineva și se simte atacat și se simte că... Și argumente stabile și tu vii și îmi spui mie o minciună. Și începe așa. Nu te face o minciună să fii mai... Dar nu e vorba de minciuni. Mai băiat să vorbesc așa. Dar n-are nicio treabă. Bun, hai să zicem că ai exagerat. N-ai spus te iubesc. Mai departe. Da. Tot ceea ce a făcut el în casă în acea săptămână nu a lăsat impresia că el își dorește să se întoarcă Antonia. A fost împins de Liviu, de Alexandru să se ducă, să spună direct la cameră că își dorește. Și din tot ceea ce a făcut, mie mi-a lăsat impresia că nu vrea. Și că este foarte bine exact așa cum este. Acum. Și la fel și în live, vorbe ambigu, nu s-a înțeles nimic, te-a întrebat și doamna Gabriela de o grămadă de ori, până la urmă ce vrei, Cristian, da sau nu? Iar-i întors. Da, ai avut, Cristian, așa un moment de nehotărâre? Păi, eu am și spus aici, am avut, mereu am fost hotărât, dar în același timp, ideile mele și se băteau cap în cap pentru că nu am vrut să mă grăbesc, pentru că în calitatea mea de iubit al Antoniei îmi doream și îmi doresc să se simtă ea bine, da? Să-și încarce baterie la maxim, ca după să iau o decizie. Am spus treaba asta. Păi, acum știi cum e. Decizia s-a luat. Tu să spunem, tu ai chemat-o, nu? Da, ai chemat-o. Joi seara. Dar decizia este la omul de afară, că... Normal.
Normal, dar nu poți să vină aici să... Poți să obligi pe nimeni să se întoarcă. Să mint așa cu nerușinare. Adică nu cred că o să ai nimic de câștigat din... Nu e vorba de nicio minciună. Din ceea ce exact cum îți dai tu părerea despre mine, așa îmi dau și o părerea despre ceea ce văd. Păi okay. Da, dar nu știu cum să zic, dar păi cred că nu e omul aici în casă care să susțină părerea asta. Tu pe cine ai nominalizat, Albert? Adică... Tu pe cine ai nominalizat? Pe cine am vineri, da. Pe Vlad. De ce nu l-ai nominalizat pe Cristian? Pur și simplu. Nu l-am nominalizat pentru că m-am gândit că în momentul în care am fost și eu, să zic așa, n-am avut imunitate, nu m-a votat. Asta a fost pur și simplu. Da, uite, este un argument bun pentru ceea ce, pentru logica ta, da? Adică, băi, eu nu cred în relația acestui om. Iubita lui afară nu pare să o cheme, ia să-l dau eu afară să se întâlnească cu ea afară. Adică, nu? Exact așa, m-am gândit să fim totuși... Cu o săptămână înainte să plece, wow, Antonia, ai venit lângă noi așa? Și ai spus că mă bucur că v-ați regăsit unul pe altul, okay. Fiți fericiți, așa? Bucurați-vă unul de celălalt. Și acum vii aici și în ziua de Paște. Păi când a fost atunci la petrecere și ți-am zis, oricum, bravo vouă și atâta tot. Exact cum am spus la toți de până acum. Și în momentul în care Antonia a fost cu Valentin, la fel am spus, bravo, să vă ajute Dumnezeu să continuați. Pentru că este un gest de bun simț, da. Atâta tot. Cel dacă mai... văd că în momentul în care tu vii cu lucruri aiurea asupra mea, păi care cum lucruri? Îți dai tu cu părerea aiurea, mai... așa pot să-mi dau și eu cu părerea, exact cum simt. Cel mai dezechilibrat parcurs în această competiție, tu l-ai avut și l-ai în continuare. Dar tu cu ce ai avut? Crede-mă. Un decurs al acestei emisiuni foarte n-am echilibrat. N-am făcut atât de multe păi ce fracuri. Ți-ai bătut joc de fata asta? S-a văzut destul de clar? Așa. Ce mai continuat? Și ce mai făcut? După care... S-a văzut ce ai făcut cu Antonia, nu știu cât de real este, dacă e să vorbim așa pe drept. Ai țărit toată emisiunea asta, ai tras rău de tot de păr de fiecare dată. Cu ce? Ai făcut câte un pas, ai băgat în seamă câte o domnișoară frumoșită care e pe partea aia, de fapt sunt vreo două acolo și cred că mai văd pe aici. Înțelegi? În momentul în care a fost vorba de ceva mai serios și ai fost întrebat, ai dat un pas în spate, încă două, trei zile ai mai vorbit cu fetele, după aia iar te-ai... Dar care este problema? A ieșit din peisaj total, a venit altă fată, iar ai mai țărit o săptămână. Așa, și de ce suntem cam aici? Ca să ne cunoaștem, cam da? Cam așa... Să ne cunoaștem, da? Acum, dragilor, sunteți diferiți. Unii poate că se îndrăgostesc mai ușor, alții poate mai greu. Zic să ne împăcăm. Eu, din ceea ce am făcut, nu m-aș împăca. Și un cântec vesel să cântăm. Am încercat și am făcut fix ceea ce am simțit. Da. Dacă nu s-a putut și s-a văzut la cele două fete, nu a fost din partea mea. Ce nu am vrut? Nu vor, eu okay. Am vrut. Eu eram pregătită să o invit pe doamna Maria Cârnești, dar voi nu și nu. Aceasta, atâta vreau să mai spun. Această săptămână va fi minunată pentru Albert și Laura, după ce Albert a spus că nu-mi place deloc. Nu-mi place. S-a întâmplat ceva între ei? Nu, Albert a spus de fiată, nu-mi place deloc Laura. După aia a spus că sunt prieteni și acum okay. Se mânghie pe piciorul, nu pe celălalt. Cine adică, se mânghie, mă? Bă, nu, o, acum aici. Altceva în afară de minciuni. Și săptămâna asta o să... Altceva în afară de minciuni. Săptămâna asta, doamna Simona, va fi o cunoaștere între Laura și Albert. O să vedeți. Să se liniștească.